Organizații, în special multe organizații din teritoriu, se vor alătura la acest proces de informare și conștientizare asupra beneficiilor procesului de integrare europeană. În linii foarte mari, noi o să avem două inițiative mari. În primul rând, o să avem aceste puncte mobile și staționare amplasate în spațiile publice pentru a informa. Un fel de cartiere, așa, micuțe europene sau corturi europene în care fiecare cetățean interesat, un tânăr, un adolescent, o persoană de vârsta a treia, un antreprenor, va putea să obțină informații despre ce este procesul de integrare europeană, care sunt deja rezultatele obținute și care sunt alte oportunități pe care pot fi valorificate. Eventual, aceste puncte de informare mobile și staționare, mobile vor fi în cadrul unor microbuse care se vor deplasa în localitățile publice Moldova, vor putea să afle prin intermediul informațiilor, în formă de pliante, în formă de anumite spoturi, video făcute de către noi, de către voluntari aceste inițiative, despre aceste beneficii, ce rezultate au fost obținute deja la nivel de fiecare localitate, fiecare raion. Deci asta este cel mai mare obiectiv pe care ne propunem. Informa